Elevii claselor a 5-a a 12-a din câteva instituții de învățământ din orașul Ungheni au avut ocazia să facă cunoștință mai detaliat cu viața și activitatea scriitorului, istoricului, filozofului și compozitorului Dimitrie Cantemir. În acest sens, Institutul Cultural Român în Republica Moldova, în parteneriat cu Asociația Istoricilor Nicolae Iorga din raionul Ungheni, au organizat o expoziție dedicată acestei importante personalități istorice. Evenimentul a avut loc în incinta Bibliotecii Publice Raionale, care îi poartă numele și a cuprins cărți de istorie, ilustrații și documente scrise. Practic, scopul și obiectivul fundamental acestor expoziții pe care îl face Asociația Istoricilor Nicolae Iorga este anume promovarea și valorificarea istoriei și culturii naționale românești. Expoziția respectivă se va afla până la zilele bibliotecii respective, adică până în luna noiembrie, având posibilitatea toți cetățenii, toți cititorii din raionul Ungheni să o viziteze. La rândul său, directorul Institutului Cultural Român în Republica Moldova spune că este important ca astfel de expoziții să fie prezentate interactiv pentru a trezi interesul viu al elevilor față de personalitățile istorice române. Cred că am reușit prin acest dialog interactiv cu ei să le trezesc interesul față de personalitatea și opera lui Dimitrie Cantemir, vorbindu-ne în limbajul care să le fie înțeles despre cele mai importante, pe de o parte despre viața domnitorului, pe de alta despre cele mai importante opere ale sale. Cred că în acest fel putem să îi apropiem de ceea ce înseamnă cultură, literatură și nu să îi îndepărtăm prin discursuri monotone. Directorul Institutului Cultural Român în Republica Moldova a oferit și o donație de cărți bibliotecii publice din localitate. Totodată, organizatorii spun că expoziția va fi prezentată și în unele instituții de învățământ din orașul și raionul Ungheni.